Ziua bună, bă, fraților, astăzi ne aflăm pe traseul de curbă de nivel din Masivul Parâng. În spatele meu este pancarta aceea, prima bifurcație. Mai sus acolo este Parângul Mic, pe care o să-l facem la întoarcere. Un scurt traseu, de seară concert la Alin Petruț, la Station. Vin niște trupe din Sibiu, nu mai știu cum se numesc. Și am zis că puțin de încălzire, de poze și de fiță, vreme frumoasă. Parângul este absolut senzațional astăzi. Nici cal, nici lig. Mergem până la Mija și ne întoarcem doar pe Parângul Mic. Traseu scurt, traseu de începător, de putori, cum îi place lui Găbie să zică. În căutarea nuanțelor mult lăudatului rododendron sau bujor de munte sau, Doamne iartă-mă, cu rozul lui, cum se mai numește. Veniți, fraților, în Parâng. Dacă se s-a început de munte, puteți să vedeți și turele noastre, turele mele de acum 3 ani, când am dormit și la Cârja, am făcut și Parângul Mare, am făcut și pe partea alaltă, de la Urdele, cu Câlcescu dormit și venit aici la stațiune toată creasta. Am mers și pe la Refugiu Agățat și de acolo se poate face o super, super urcare spre Lacul Roșiile și în sus, în șaua de dinainte de vârful Parâng. Dar astăzi, efectiv, ne relaxăm, ne pozăm, rugăm lumea să ne mai tragă în poze. Uitați-vă și voi ce demență, chebeleța este acolo în partea aia. O să vorbesc mult și o să arăt puțin. O să dau mult din gură și o să fac, o să fiu mai greu cu faptele astăzi. Este ora, hai să vedem și o oră. Hai ceasul, că mor, 12 și 11. Sperăm pe la 3-4, simt înapoi, mergem la unchiul Claus și seara la concert. Asta este! Și într-adevăr, specific lunii iunie, iată-le cum îmbujorează îmbujurător bujorul rododendronului. Sper că acolo să trag și o poză bună la lacul Mija, sper să fie și apă în el, poate mai e și zăpadă acolo pe curba aceea, cum se face stânga, curba aia, coborârea, aia este pe versant nordic și de obicei mai sălăștuiește puțină zăpadă chiar și în lunile de vară și asta înseamnă că lacul, la câte ploi au fost, ar trebui să fie de-a dreptul plin și nu sec, cum e prin iulie, august, septembrie. Pe măsură ce mergem pe prietenoasa potecă, avem acolo vârful Cârja, să vă stea Cârja, care este puțin năbădăios cu vremea. Iată un nor care încearcă să-i despletească puțin, să-i descrețească puțin fruntea, care se mișcă cu o viteză amețitoare direct spre noi. Păcat să nu vă arăt stâna asta cu joncțiunea luminii, nor, soare. Absolut minunate crestele și poienile Parângului. Bă, că unii urcă cu vitarele și cu nebunile până aici, aproape de Parângul Mic, eu nu m-am riscat, că știu că să dau amenzi, că nu știu ce. Am făcut vreo jumătate de oră prin stațiune, de la acolo se termină asfaltul, bine că e asfalt până sus. Iată și un grup fain pe care i-am rugat să-mi facă niște poze. Pam, pam. N-ai cum, e plin. E plin și este în cea mai frumoasă culoare și inflorescență posibilă. Da, tată. Noi mergem înainte ca nebuni. Bă, tată, bă, dacă ne-o trebuie munte. Asta e, facem muntele. Cum zic montaniarzii, fac muntele. Ai făcut vârful ăla.
Nu l-am făcut, băi. Vin niște nori amenințători, dar vin și niște montaniari de amenințătoare. Montaniada, tată, cum îi zice, îi place la Ovidiu Lolescu să zic. Eu sunt montaniar în devenire. Eu sunt montaniar din rezervă, în delăsare. Ah, ce faină e, Doamne. Lume multă, lume multă astăzi. Foarte bine, foarte bine. Deci după cam o oră și ceva e bifurcația cu Parângul Mic și luăm creasta, luăm practic traseul de iarna până acolo, când ne întoarcem. Salut. Lume multă. Așa, și acum luăm bifurcația cu Mija, care e undeva în față. Vom lăsa traseul de creastă cu bandă roșie și vom coborâ spre căldarea Mija, spre pârâul, cât cu același nume, unde trebuie să fie o minunăție. Îmi place când se mai îngustează puțin, când se mai vede câte o vale. Când mai ai cât un hâu ca acesta, iată, acolo s-a ras. Foarte faină urcarea aia de acolo. După acest mic vârfuleț, parcă trebuie să fie și întâlnirea cu căldarea Mija sau pe acolo, nu mai știu exact. Dăm înainte că nu ne aleargă nimeni. Bineînțeles că de partea stângă, opusă Văijiețului, se etalează și ureană toată. Iarna e o minune, dar și vara. Ăla s-ar putea să fie vârful Opătul. Nu știu care din ele am fost cu mașina pe ele. Fain de tot oricum. Ce floare este aceasta? Sau ce flori, zici că nu ferfeate? Uitați-vă și voi acolo. Ce-ai frumos! Spre lacul Mija 2-3 ore. Adică 2-3 de ore, adică în 45 de minute. Și ne îndreptăm încolo. Spre căldare. Și un pic de zăpadă, cum am spus de obicei. Versantul ăsta are zăpadă pe el și prin mai și prin iunie. Se topește foarte greu. Și mai ales partea nordică după stâlp. Puteți să întâlniți și e destul de tricky dacă trebuie o încălțare cât de cât ok. Iată și pârâul care curge din lăcușor, iar acolo este căldarea lacului Mija. Avem și puțină zăpadă, asta e fain. Înseamnă că apa trebuie să fie la adâncime, la volumul maxim. Se aude frumos valea. Și pe această coborâre pe care o vom urca la final, la întoarcere, spre cresta principală, este un pic de grohotiș, dar cu bețe și bineînțeles cu 2000 pe bețe, nu cum fac eu acum, iată ce e în spate. Ajungem la pârâu, am cărat ca nebunul la apă, poate fac o pauză acolo, mi-am luat niște chestii de prin Kaufland, niște Covid doguri și niște nebunii, dar
Cred că le-am uitat în mașină. N-am curajul să mă uit dacă sunt sau nu rucsac. Așa că o să rămân acum. Hai să vă arăt niște gențiene. Am zis că vă arăt gențiene, frate. Iată gențiene în parâng. Foarte mișto. Șor de noșor. Poate ne plouă. Poate de draci am noi tăma astăzi. Din mea operă, da. Am unui că pe care țin și un pic de ploaie. Nu știu, n-au anunțat voi azi. De câte astea sporadice care pot fi oricât la munte. Unde am îngreunat bagajul? De ce să ne chinuim? De ce să fim precauți când poate să ne fie lene? Mamă, mamă, mamă! Ce bine stai pe lene! Deci marcaci cu o bulină galbenă, floricele galbene. Ce vrei, mă, mai tare? Asortare, nu? Suntem deja după căldare, după care vom mânca. Uite un cuțu frumos acolo. Hai frumos să le vină încoace. Hai. Hai. Ia uite-l. Foarte interesant acest zid. Iată-l. Cât de maestos. Se întinde, zici că ești un zid natural care susține baza lacului. Nu o să mai fim așa veseli, o să vină oricare aici. E destul de abruptă. Deja lacul se poate fi zărit încă din sus. Am zis unii turiști că nu e atât de multă apă, că ar fi destul de slăbuț. O să vedem. Fiind zăpada, trebuie să mai topească, să mai umple. Iată ce fain încolo. Ocolim și apoi urcăm. Și tot așa. Iată și minunea. Lumea l-a scăldat, ce trec. Glumesc. Poate fain. Acum mija. Hai că se vede frumos. Nu e așa secat. Chiar fain. Mă bucur că am ajuns iar. Wow. Ce merberile de seară. 2:20 cu tocul. Poze cu stat cu nebuneală. Eu cu ce să vă zic, dacă sunteți cu pozele, am eu fotografia mișto. De undeva de pe acolo, de pe versantul ăla, se vede mișto rododendronul ăsta. Și vă îmbrăcați un pic pe acolo și faceți poză cu lacul și rododendron, că în rest văd că nu e. Am eu fotografii mișto făcute cu 16-35 acolo. Tare. Ziceți voi, care e mai mișto? Câlcescu sau ăsta? Îmi place mai mult Câlcescu, dar ăsta e fain că e aici pe partea cu Petroșaniu. Dar la Câlcescu chiar e senzație. Plus că mai sunt la două, Pencu și lacul lung. Mult mai fain. Unul dintre cele mai faine lacuri. Hai și mijai ta. Hai pe parângul mic. Cam vorbit. Să urci înapoi, țipă un dobitoc încolo. Nu se fără. Ia stau acolo că râmele în brazda. Uitați-vă și voi ce fain, îmi place acolo de rododendron cu asta. Hai că mai avem un pic și ieșim în casa principală. Urcăm pe palmul mic. Să văd tot în jos ne-o duce
către domnul Claus, către mașină, către Petrușani, către Băiere, către tate. Am lăsat acolo în spate căldarea la Colimija, dar poate vreo era dor de fața mea cu rododendronul ăsta pe spate. Aia e, dacă nu, nu. Oamenii vor să fie vedete pe vlog. Văd că tot țipă, tot au chef de caterinci. Și au pus cururile acolo în poiană, bine că nu sunt în poteca. Probabil o pălin cu o țuicliță, uitați-vă și voi, real de oameni. Lasă că am făcut vedete. Să mai șed, e moțură, zic. Termina și apa, mamă, un pic în aia de aua carpatica. Să ne mai minunăm de aceste plantuțe. Altă serie de gențiene. Traseu de întoarcere nu le-am văzut. Ce mișto. Când vii din partea alaltă. Practic acum suntem printr-o poiană de flori din astea galbene, flori de câmp. Suntem practic pe traseul de crestă, traseul care se face iarna, în detrimentul acelei curbe de nivel din partea aia, pentru a ascensiona pe parângul mic. Parângul mic, naționala de mini-fotbal. Cam asta e ideea. Ca la altă vai morții, ați văzut și voi. Ce dracu să mai zicem. Hai pe parângul mic, că o avem mic azi. Foarte mișto spectacol. Iată și parângul mic. Miculei! Bă, franțuzilor, mă, și dacă vă spun că după 4 ore și 11, îl dracu de timp, banca asta, hoitul ăsta de corp, în care intră toate gunoaiele ca un tomberon ajuns și pe parângul mic, pentru că eu nu fost să înceapă pe parângul mic, mă! Bă! Ce dracu, mă? Mă uit în jos la relei la asta, zic, băi, ce dacă nu o să cobor, urc? Ai de viață. Am ajuns, fraților, și pe parângul mic. Am luat traseul de creastă, cum am spus. Se vede absolut demențial, bineînțeles, pentru că și eu sunt un om care arăt absolut senzațional, că nu degeaba aș vorbit în penile astea. Însă, din nou, vârful Cârșa, din nou, căldarea Mijii, de unde, dracu, ne-am înălțat. Aici este plin sau nu de rododendron din ăsta? Pare că ori s-a dus, ori acudă. Eu zic că mai degrabă s-a dus. Nu, s-a dus. O dracu știe. Și din coace-i floare de câmp, toți munții ăștia minunați, absolut senzațional din partea aia, să vină spre Moldoviciu, să vină spre Crasna. Se urcă taman. Este o linie pe acolo, până a fost cu mașine, sunt ceva stâni care urcă de la, cum dracu îi zice, pe acolo Crasna, Mușătești și tot felul de chestii. Profit de faptul că sunt absolut singur, deși foarte lume multă. Foarte lume multă pe traseu astăzi, dar oameni cum se cade, de toate generațiile, de toate chestiile. Bă, fraților, bă, eu aici vă las, poate fac încheierea și cu domnul Claus, o stau puțin pe la el pe acolo pe turn, după care mă cobor și mă duc la concert la Petruț Alin, la The Station, ca să o legăm așa frumos. Și ne-am băut o cafea frumos la domnul Daniel Nicolaescu la motoare, făcurăm o mare tură, mare mică tură. Și acum ne ducem să ne și distrăm, fiindcă merităm. Pa! Asta e tura, bă, fraților, suntem în stațiune, cum a venit. În stațiunea Parâng, la releu, cum vreți să spuneți, acolo se dă în asfalt, o mașină o puteți lăsa și mai sus. Și cam asta e. E destul de obositoare panta asta, înainte. Acum 3 ani când am fost ultima dată, nu era asfaltată și trebuia să urci de la telescaun dacă nu ai telescaunul sau dacă aveai mașină de teren la fel. Fiul pe mea n-am băgat-o astăzi pe aici și na, ce să vă zic, așa se termină totul frumos. Bă, 4:39, foarte bine. Deci, stațiunea Parâng, traseul de vară, traseul de curbă de nivel, la Mija, coborât urcat, vizitat stat cascadura și bineînțeles parângul mic, pentru că nu-l văzusem, se vede frumos și de acolo la coborâre. Puteți să-l faceți și invers, dar mi se pare cam epuizant să-l urci tot 11 piepturi. Mai bine la întoarcere. Haide, pa!